Am ajuns la Cluj-Napoca, capitala tineretului, cum ați descris-o voi, și acum mergem să ne plimbăm, să descoperim tot ce are de oferit acest oraș. Ne îndreptăm spre Piața Mare, cu Piața Mare o să începem și după aceea o luăm așa, gale la pas, nu ne grăbim, nu avem de ce să ne grăbim, pentru că ne gândim serios să mai prelungim șederea noastră aici cu încă două nopți. O să avem timp să vizităm și să vedem tot ce e de văzut. Mi-am scos deja, am agent aici în geantă și mi-am scos tot ce mi-ați propus și tot ce mi-a zis că ar fi de văzut, restaurante, cafenele, le am pe toate notate, așa, old school, știți că eu sunt mai old school și îmi place să le notez pe hârtie, nu în telefon. Ba chiar, oare mi-am luat telefonul? Da, mi-am luat și telefonul. Uitați-o și pe domnișoara Mira, care se duce după porumbel, ca de obicei. Unde vede un porumbel? Hop și Mira! Să nu-l sperii, mami! Mănâncă și el! Traversăm și acolo e Piața Mare. I know the reason why we chose to say goodbye, but I can't help my feelings. Right now I can't deny you never left my mind, and now my heart is bleeding. Why did I have to break it up? Guess I was just a young girl living in a dream world. Și piața este dominată de Biserica Romano-Catolică Sfântul Mihail, care are o înălțime maximă de 80 de metri. E foarte mare. Și vedeți acolo? Avem statuia lui Matei Corvin. Și o mică istorie, Matei Corvin s-a născut la Cluj-Napoca, a fost fiul lui Ioan de Hunedoara și pe atunci era regele Ungariei, este unul dintre cei mai cunoscuți și cei mai importanți regi ai Ungariei. Bineînțeles că pe atunci Transilvania era parte din Ungaria și câteva lucruri mai importante despre el ar fi că Vlad Țepeș, domnitor al țării românești, s-a înrudit cu el la un moment dat, nu se știe sigur dacă el s-a căsătorit cu sora lui Matei Corvin sau cu o verișoară de-a lui, dar au format o alianță și la scurt timp după această alianță, Matei Corvin este cel care l-a ținut în captivitate pe Vlad Țepeș pentru 12 ani. Mira în continuare aleargă după porumbei. Și o să vedem că sunt foarte multe locuri și statui dedicate lui Matei Corvin în Cluj-Napoca. Momentan ne-am așezat aici pe o bancă, în centrul pieții, o lăsăm pe Mira să se joace puțin, să interacționeze cu porumbeii, că este activitatea ei preferată. Aleargă și iar aleargă, o să doarmă bine la noapte. Și după aceea o luăm ușurel la pas, vreau să găsim clădirile în oglindă. Nu știu exact unde se localizează, dar acolo vreau să ajung, pentru că am înțeles că este un loc foarte instagramabil și este ceva unic în Transilvania. Aici mi-am notat restaurante și cafenele. Văd că la cafeneaua Ruț ar trebui să ajungem sau la cafeneaua Samsara. Trebuie să le bag pe GPS, că așa nu o să le găsim. Și încă un lucru, mai mult de o treime din orașul Cluj este formată din studenți ce provin din toată țara și Europa. Cineva mi-a spus că în vacanțe e foarte gol, e liniște și pace. Da. Lui Taiga îi place Cluj-Napoca, a zis că se simte ca în Franța aici, îi aduce aminte de copilărie. Nu ne-am pus nimic pe GPS, pur și simplu mergem și vedem peste ce dăm. Sunt foarte supărată, am găsit clădirile în oglindă, sunt astea de aici, dar una este în renovare. Nu! Abia așteptam să ajung aici, deja aveam așa planuri de poze, să vezi. Și nu mai facem nimic. Hai totuși să ne apropiem, să le vedem de aproape. Aici în fața noastră e un hotel tare fain, Hotel Melody, nu mi-aduc aminte să-l fi văzut pe Booking. Traversăm, stai că și-a pierdut jucăria. Traversăm și mergem să vedem ce se întâmplă și până când vor fi clădirile în oglindă în renovare. De fapt, una dintre ele este în renovare. Stai că trebuie să ne aștept copiii. Uite, ăsta este Hotelul Melody și au și o cameră acolo cu balcon. O să țin minte pentru data viitoare. Și de aici se vede foarte frumos catedrala. Îmi place unghiul ăsta. Și a început să plouă, nu ne așteptam să plouă atât de devreme. E doar 1:30. De la 3 ar fi trebuit să plouă. Cred că mergem repede și căutăm o cafenea. Intrăm să bem o cafea. Și uite, aici avem muzeul de artă și fix lângă șantier în lucru. Aici e șantier în lucru pentru muzeul de artă. Și hai să vedem pentru clădirile mele în oglindă.
Plouă destul de tare, trebuie să ne întoarcem la apartament să ne luăm umbrele și după să mai ieșim. Sperăm să fie doar o ploaie, era să zic de vară, dar nu mai e vară de mult, e toamnă. O ploaie scurtă, o ploaie care o să se oprească repede. Hai să vedem, șantier în lucru. Așa, pac, 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 până când? E în lucru, scrie? Nu văd, nu cred că scrie. Mira e destul de revoltată, că de ce n-am ascultat-o pe ea, că ea ne-a zis să luăm umbrele și noi am plecat fără umbrele. E simpatică tare. Și uite că am trecut pe lângă această cafenea pe care voi ne-ați recomandat-o și o să ne oprim să bem o cafea. Până la urmă o să și mâncăm aici, mi-am comandat un sandwich cu avocado și chili și aștept să vină cafeaua, pentru că dimineața am băut doar o cafea și de fel îmi place să-mi încep dimineața cu două cafele. I-am luat și Mirei ceva de mâncare, ea a mâncat de dimineață, dar acum e cam ora ei la care ar trebui să mănânce de prânz și cred că o să mâncăm undeva pe la 5-6 de seară. O să încercăm o varză a la Cluj, pentru că neapărat trebuie să încercăm acea varză, nu putem pleca de aici fără să nu o încercăm. Mi-am notat aici câteva restaurante unde putem mânca varză a la Cluj. Avem La Vărzărie, care este unul dintre vechile restaurante ale Clujului, sau alte restaurante, Zama, Livada, Hanul Dacilor și uite, cafeneaua Roots și noi suntem aici acum. Și înghețată bună de la Moritz, să ține minte pentru Mira. Vedem, cred că o să mergem la... Unde o să mergem să mâncăm varză? Ia sta să le caut pe toate, să văd exact unde sunt localizate, să bag eu pe GPS și să caut și review-urile, pentru că de fel, înainte de a intra într-un restaurant, ne uităm și la review-uri. La Vărzărie, sincer, mă atrage cel mai mult, cu toate că nu știu foarte multe despre acest loc, dar dacă... Mi-ați spus că este unul dintre vechile restaurante ale Clujului, atunci clar trebuie încercat. Stați că mi-am recuperat telefonul de la Taiga pentru că am deschis meniul aici, online, și ne-am ales ce am vrut să ne alegem. A, 4,2 din 1555 și unde este? Este pe Bulevardul Eroilor, 200 de metri de aici. Mulțumim frumos! Zama 4,5 din 1443, are mai multe review-uri și este... Undeva în centru vechi, strada Napoca. Oricum nu pare a fi departe de aici, la 400 de metri de aici. Și restaurantul Livada. Ok, o să fie greu de ales. Livada 4,2 din 2500 de review-uri. Pare a fi mult mai vizitat. Și din nou e aproape de noi, 800 de metri. Un pic în afara centrului vechi. Asta să-l pun eu pe GPS, da. Ok. Și noi unde mergem? Hanul Dacilor. Hai să vedem și Hanul Dacilor. O să-l pun pe Taiga să aleagă. Eu nu știu unde să merg. Hanul Dacilor. 1600 de review-uri, 4,3. Toate par a fi bune. Și uite, au mâncare tradițională românească. E un pic mai departe de centru sau nu e departe de centru? Unde e? Da, e ceva mai departe. Cred că acolo ar trebui să mergem... cu mașina, pare se, stați puțin, să bag și pe GPS ca să nu vorbesc prostii, să vă spun exact. Hanul Dacilor, da, Casa Dacilor, Hanul Dacilor. Un kilometru și jumătate, un kilometru 700 de metri, faci 23 de minute pe jos. N-ar fi foarte departe și hai să ne bucurăm de cafea. Cafeaua mea a venit prima, urmează și cafeaua lui Taiga. Mira se bucură de un fresh de mere, un fresh proaspăt de mere și a venit mâncarea, arată tare bine. Asta este sandwichul meu cu avocado și chili și Taiga spune că acest croissant parizian cu șuncă și brânză e foarte gustos. Ei doi și-au luat la fel. Stai, 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 mami, gata, ne-am îmbrăcat adecvat. Eu sunt foarte friguroasă de fel și am la mine doar geaca asta și mă oftic pentru că am vrut să-mi iau un palton mai gros și am zis nu-l iau, că n-am ce să fac cu el, nu o să fie chiar atât de frig. Și acum uitați-vă la mine, am geaca asta, plus un cardigan, plus tricou și cu siguranță tot o să-mi fie frig la noapte. Mergem să ne plimbăm, partea a doua. Am stat un pic, ne-am relaxat, ne-am uitat și la televizor, i-am mâncat snack-urile Mirei. Și acum o luăm din nou din loc
Ideea e că a mai plouat o serie, se oprise ploaia, apoi iar a început să picure și am zis că stăm să se oprească de tot. Nu ne-am luat umbrele, pare înnorat, dar dacă ar fi să ne luăm după aplicația mea, nu ar trebui să mai plouă în seara asta, ar trebui doar să rămână înnorat și aia e. Văd că se construiește aici un apartament, o să fie o locație foarte faină. Cam așa se prezintă cerul, e înnorat, dar sperăm să nu plouă, chiar nu m-aș mai căra cu umbrela, asta e marea mea problemă, pentru că îmi place să am mâinile libere și nu am o geantă suficient de mare în care să bag și umbrela. Avem o umbrelă mică, dar doar una e mică și de fapt este umbrela lui Taiga, pentru că umbrela mea e destul de mare și voluminoasă. Ce faci, mami? Bursucelul meu, uitați, am înfofolit-o bine de tot. E ca un om de zăpadă. Avem Piața Unirii în stânga și mergem la Piața Muzeului. Nu am pus nimic pe GPS, încercăm să ne orientăm cât de cât în spațiu și din câte văd, dacă facem dreapta aici, ajungem la Cetățuia și noi acum vrem să ajungem la Piața Muzeului și o ținem tot înainte. Știu că e foarte aproape de Piața Unirii asta, din câte am văzut eu pe Google Maps atunci când am făcut planul de bătaie. Lay down at night, I miss you by my side, telling me about your secrets. I dream and fantasize that I come by your house, telling you about my regrets. Și acum intrăm în Piața Muzeului, până la urmă am găsit-o. Am ajuns ceva cam devreme, pentru că voi mi-a zis să venim aici seara, pentru că sunt foarte multe beculețe, ceea ce văd și eu acum. Și aici s-a născut Matei Corvin, este o clădire în stil gotic din secolul 15 și este singurul imobil atât de vechi care se regăsește în formă inițială. Hai să ne ținem după Taiga și Mira, s-au dus să admire din celălalt colț, uite de acolo. Îmi place foarte mult piața asta, parcă dintr-o dată nu te mai simți ca în România. Deloc noroc, am ieșit noi din apartament și a început din nou să plouă, când nu ar fi trebuit să plouă. Astăzi parcă ploaia asta are ceva cu noi, dar mâine ar trebui să fie o zi cu soare. Sperăm să fie așa. Cred că o să trebuiască să ne pitim undeva, să ne adăpostim de ploaie, că începe din ce în ce mai tare. Ce facem? Mai stăm pe aici sau mergem să bem o cafea? Ne oprim undeva? La cafea. Mira vrea la cafea. Auziți la asta, mică? Se plângea de picioare. Aici, acolo? Sau hai mai mergem un pic, sunt curioasă ce e aici după colț, că văd că scrie ceva cafe. Hai să facem stânga, mă uitam unde este strada Piezișă, dar am face 21 de minute de aici. E pe lângă restaurantul Livada, uite ce stradă faină. Pe unde te uiți, vezi clădiri faine și dai peste tot felul de străduțe frumoase. Pe scurt, peste tot e frumos. Ne oprim aici, sub umbrelă. Ne-au venit băuturile, până la urmă mi-am luat o pina colada, cafea, Taiga și-a luat din nou socată, ca să vedeți cât de mult îi place, și Mira cu sucul de mere. Mami. Păpușica, ne-a prins ploaia destul de tare, uitați, plouă, plouă și iar plouă, cred că așa vă arăt mai bine. Plouă destul de tare și eu m-am încăpățânat să nu iau umbrele, acum suferim pe treaba asta, dar sperăm că nu o să plouă pentru foarte mult timp. În cel mai rău caz o să fugim repede până la apartament și aia e, că de aici facem maxim 8 minute și dacă fugim în 5 minute suntem acolo. O luăm pe Mira în cârcă și am fugit prin ploaie, foarte romantic. Ne uităm să ne comandăm un aperitiv pentru că a început să ne cam ia foamea și așteptăm să oprească ploaia pentru a ajunge la celălalt restaurant, dar nu știm dacă mai rezistăm până atunci. Imediat ne uităm peste meniu pentru că Taiga l-a luat în primire și m-a întrebat de atât ce vrei. Ia să vedem. Nu cred că vrei cârnați vienezi? Eu nu prea am poftă de cârnați vienezi, zic sincer. Au picant și Mira? Ar trebui să luăm ceva pentru toți trei. Can we turn that bye into hello?
Mergem să mâncăm, până la urmă ne-am hotărât, în seara asta o să încercăm mâncarea de la Zama. Zama, nu știu exact cum e, o să vedem când ajungem acolo. Și ca de obicei, Taiga nu are nevoie de GPS, s-a uitat odată pe Google Maps și aia a fost, a zis că știe să ajungă. Și acest restaurant e pe strada cu grădina botanică. Din păcate, seria asta nu o să apucăm să intrăm la grădina botanică, dar data viitoare nu o să mai ratăm. Mi-a spus că e foarte frumos și e de neratat. Atunci când ești în Cluj, este și un loc instagramabil, e un loc mișto de poze, dar sunt atât de multe de văzut și fiind prima dată când ne aflăm în Cluj și ne stând o perioadă foarte lungă de timp, trebuie să selectăm și să lăsăm alte obiective pentru data viitoare. Chiar nu vrem să ne aglomerăm, să încercăm să le vedem pe toate, pentru că nu o să ne putem bucura de oraș. Stați că nu găsim restaurantul, dacă ne luăm după Google Maps, ar trebui să fie aici, în clădirea din spate, dar aici nu pare să mai fie ceva. Și văd un restaurant acolo, în stânga, dar cred că scrie bistro ceva, nu pot să citesc până acolo. Da, sigur e aici? Da. Da, n-am greșit, asta este clădirea, am sunat și momentan sunt în renovare, așa că mergem la cea de-a doua opțiune. Nu aș vrea să mergem la Livada astăzi, pentru că am văzut că este un loc foarte instagramabil și aș prefera să mergem mâine la prânz acolo, cam ăsta este planul meu. Mâine să mergem la Canalul Morii, după aceea să ne oprim să mâncăm ceva, să mai mergem pe o alee foarte îngustă pe care voi ne-ați recomandat-o și o luăm ușurel. Am ajuns la vărzărie și Taiga vrea la Olivo, doar ce am trecut pe lângă Olivo și a făcut cu ochiul și acum se uită pe Google și au niște review-uri foarte bune, mai bune decât cei de la vărzărie și nu știm ce să facem, unde să mergem. Ce mâncare au la Olivo? Ia uitați că aici Taiga stă și caută. Au și mâncare sau doar o cafenea? Hai să vedem meniul. Vrei să duci acolo pentru cheesecake? Păi putem să mâncăm aici și după aceea mergem acolo pentru cafea și desert. Până la ce oră e deschis? Nu vreau neapărat aici, dar vreau să încerc varza la Cluj. Asta e problema mea principală, că am venit la Cluj, trebuie să încercăm varza la Cluj. Mira se joacă, i-am cumpărat o ojă. Ia, mami, să vedem oja ta. Wow! Astăzi, după baie, poți să-ți faci unghiile, să te faci frumoasă, să te aranjezi ca mami. Este un monstru din desene. Uite, chiar nu știu cum îl cheamă. Ce? Până la 12 deschis? Nu, stai că nu văd până acolo. Ce zi azi? Eu am rămas în urmă. E joi? Joi, da. A, deci e până la 11 și un sfert. Da. Și vineri e până la 1. Vezi că putem să venim și mâine dacă mai rămânem o noapte. Bine. Trebuie să ne gândim ce facem, cât mai prelungim, cât mai stăm. N-am mai plecat de aici. Bine, au ciorbă de burtă. Uite, restaurantul ăsta e deschis din 68. Și acum ne uităm puțin pe meniu, pentru că nu mai au ciorbă de burtă și eu nu știu ce să-mi iau, că am zis că o să-mi par cu Mira o varză la Cluj. Și au aici tare multe preparate pe bază de varză. Toate astea sunt pe bază de varză. Nici nu știu cum e tăiței cu varză, de exemplu. N-am mâncat până acum. Au sarmale cu ciuperci. Din nou ceva ce n-am mai văzut până acum. Și ne uităm. Nu știu ce să-mi iau. Uite, și preparate pe bază de fasole. A venit mâncarea. Așa arată varza la Cluj. E un fel de musaca de varză. Ne-am luat și salată și pentru Mira am luat până la urmă cartofi cu pui. Dacă n-au mai avut ciorbă de burtă, a trebuit să ne reorientăm și eram curioasă să văd cum sunt cartofii ăștia parizieni. Nu știu să vă zic, trebuie să-i gust mai întâi. Par a fi niște cartofi zdrobiți, niște cartofi poate sub formă de piure. Hai că vedem imediat. Vai cât de bine miroase varza asta. Și văd că și aici se pune smântână, pentru că am fost întrebați dacă vrem cu smântână sau nu. Și pe farfurie avem mărar. Miroase a mărar. Poftă bună! Poftă bună! O vedeți pe Mira? Nu o vedeți pe Mira. E pitit acolo într-un colț, față în față cu mami. Acum plecăm din acest apartament, dar încă nu plecăm din Cluj-Napoca, pentru că am prelungit șederea noastră aici cu două nopți. Nu aveam cum să plecăm atât de repede. Inițial voiam să prelungim doar cu o noapte, dar am zis hai să prindem și weekendul aici, hai să prindem și sâmbătă în Cluj-Napoca, să vedem care e atmosfera. Vreau să vă uitați la Mira Bubulina, care m-a pus să-i fac codițe împletite. M-am chinuit un pic, n-au ieșit ele perfecte, dar uitați cât de bine îi stă și vrea să ne jucăm animalele. Ne jucăm. Ia zi o culoare. Verde. Verde? Este un crocodil? Nu. Este o broscuță? Nu. Este un vierme? Nu.
Ce mănâncă? Este în carnivor și mănâncă. Dinozauri? Nu! T-Rex? Nu! Ne-am simțit foarte bine aici, cu siguranță o să mai venim. No matter what I do, I can't let go. I don't know how to forget ya. I can't forget ya. You're always on my mind. I do the things that I should do, so I can't forget, but you're always... Gata, ți-ai luat jucăriile? Da. Nu, lasă că luăm mai târziu, nu luăm toată geanta cu noi acum, te rog. De ce? Pentru că mergem mai întâi să vedem apartamentul și după aceea venim să luăm bagajul. Așa facem, bine? Și asta este curtea apartamentului. Noi o să fim în clădirea asta, la etajul 2. Că tot n-am mai apucat ieri să rămânem, să ne plimbăm prin Piața Mică seara. În seara asta, asta o să facem. Am crezut că ai urcat la apartament. Suntem la etajul 1. Încă o dată, uite ce uși faine. Încă o dată. Clădirea este veche, îmi plac geamurile astea mari. Ușurel, grijă la picioare. Ce rapidă-i Mira. Personal, cred că mie îmi place mai mult asta, e mai mult pe stilul meu. Dar să-l văd și în realitate, nu doar în poze. Și intrăm. E mare? Oh, da, ăsta îmi place mai mult. Și avem Nespresso, nu-i așa sau ce e? Uai, cât de fain e! Wow, îmi place! Îmi place mai mult ăsta, să știi, și avem două dormitoare. O să fie un dormitor pentru Mira și un dormitor pentru mami și papi. Era să uit de papi. Hai să intrăm. Avem și o oglindă mare aici. Uite, ăsta e outfitul meu de astăzi. Ar trebui să-mi luau și o geanta cu laptopul. Din nou avem o cadă veche, o cadă în stilul anilor 60, cum avem și eu la volei. Aici o să dorm eu cu papi. Nu cred că o să doarmă. O să dormim noi aici, îl băgăm pe papi în cealaltă cameră, că pare destul de micul spatul ăsta și nu o să încăpem toți trei, că tu ai nevoie de dita mai patul. De data asta, apartamentul este un mix între modern, cu accente vintage, cu accente industriale. Fix ce ne place nouă. A, sunt două paturi. Sunt două paturi? Oare o să cazi tu aici? Da. Între? Da, o să cazi, trebuie să dormim noi în celălalt pat. Chiar îmi place. Da. Care îți place mai mult, asta sau celălalt? I like this one. To live is this one. A, să locuiește ăsta, nu? Pentru poveste și istorie, celălalt. Da, aș putea să locuiesc aici pentru 2-3 luni. Cluj-Napoca, avem tot ce ne trebuie. A, cred că de data asta nu mai avem cuptor. Avem doar plită. În celălalt apartament aveam și cuptor. Aici nu pare. Că mai e și hai să căutăm și frigiderul, sigur e incorporat pe aici pe undeva, dar nu știu unde. Hai să ne băgăm nasul, uite la aici. Mergem să mâncăm? Mergem la livadă și diseară mâncăm mâncare japoneză, sushi. A, uite, văd că avem samsara, avem meniul de la samsara. Voi mi-a zis că neapărat ar trebui să ajungem și la samsara. Am și trecut pe lângă restaurant, că ne-am învârtit puțin prin trafic și ne-a luat ceva până am ajuns aici, dar știți? Ce am observat și ce n-am auzit? N-am auzit nici măcar un claxon. Am stat 30 de minute de ne-am învârtit dintr-o parte în alta și nici măcar un claxon. M-am simțit ca în Japonia, ca în Tokyo, că nici acolo nu prea auzi claxoane. Ne-am gândit, ne-am răzgândit, nu știam exact unde să mergem să mâncăm, dacă să mergem la samsara sau la livadă. Cam astea erau opțiunile de prânz și până la urmă am zis hai să mergem la livadă, diseară mâncăm sushi, că Mira e nebunită, sushi, sushi, sushi. Și mâine poate dăm o fugă și la samsara, vedem cum ne organizăm și ce mai punem pe listă. Și uite, v-am zis că apartamentul e fix în Piața Mică. Gata, ne-am așezat, terasa este foarte mare și înainte de a mă uita pe meniu, vreau să văd ce mi-ați recomandat de aici din meniu, că doar ce v-am întrebat pe Insta Story. Gulaș. Gulaș? Da, sau burger, vită la grătar. Cam orice ai alege ar fi bun. Varza la Cluj. Aveau ceva aperitiv cu trufe, care e superbisim. Și ci că să mergem și la Boema. Am reținut și am și notat.
Ok, nu știu ce vreau să mănânc. Varza la Cluj ne-am mâncat și aseară și vreau neapărat să mai încerc măcar o dată înainte de a pleca din Cluj, dar parcă n-aș mânca astăzi din nou varză. Eu am ceva probleme cu varza, pentru că mă cam balonează și știu că nu prea îmi face bine, dar îmi place la nebunie. Stai, mămica, asta e cu băuturi, ia dă-mi mie meniul. Mira o să mănânce șnițel, pentru că Taiga are chef de șnițel și vor împărți o porție și Taiga o să-și ia separat o porție de varza la Cluj. Ce bine că pot să încerc și eu un pic de la el. O să luăm o salată de vinete la comun. Să o împărțim, Mira vrea suc de mere. Și acum să văd ce o să-mi iau eu. Să-mi iau un burger. Cred mai bine mi-au varza la Cluj decât burger. Sunt destul de multe mese rezervate. Uite, partea aia toate sunt rezervate. Noi ne-am băgat aici la umbră, dar mai avem o terasă și acolo, foarte mare. Începem cu salata de vinete, care a fi făcută cu maioneză. Și aici avem pâine prăjită și fierbinte. Poftă bună! Și a venit mâncarea, uitați-vă la cartofii ăștia, sunt așa rumeniți și burgerul miroase demențial. Mi-am luat extra aici, un sos picant. Ok. Și Mira are șnițel și șnițelul este acoperit cu salată, trebuie să-i tai și ei imediat. Să vă arăt și varza la Cluj, servită aici la livadă, arată puțin diferit. Da, deja are foarte multă smântână peste și vine în această caserolă. A primit și pâine lungă. Iată, mi-a dat Taiga varza la Cluj să o încerc, pentru că de data asta au pus și orez în interior. Cea pe care am mâncat-o ieri era fără orez. Și ne-ați spus să nu plecăm de aici fără să nu încercăm papanași. Așa că ne-am luat o porție de papanași. Mira încă se luptă aici cu șnițelul ei, mai are un pic și a terminat. Și eu mă bucur de un cappuccino. Dacă tot am ajuns până aici la livadă, ne-am dat seama că suntem relativ aproape de strada Piezișă și intrăm în curtea facultății de geografie, pentru că pe aici ne-a băgat Google Maps. E o scurtătură mai mult ca sigur. Ideea e că, din câte am înțeles tot de la voi, strada asta este de fapt mai mult o alee foarte îngustă cu multe cafenele. Nu știu ce ne așteaptă și cum arată, o să vedem când ajungem acolo. Ia uitați ce parc drăguț am găsit din greșeală. Și Google Maps ne spune să o ținem tot înainte, așa că asta o să facem. Și asta este strada. Ne-a luat ceva până ne-am prins, ne-am orientat în spațiu, nu știam exact dacă suntem pe strada care trebuie sau nu. Și într-adevăr ai restaurante și cafenele peste tot. Cred că este o zonă mai pentru studenți, fiind foarte aproape de universitate, de cămin. Ia, hai să mergem până în capăt, să vedem peste ce dăm. Este o zonă cu multe case, case cochete, case vechi și nu foarte înalte. Îmi place că peste tot prin Cluj-Napoca e organizat. Sunt parcări, nu sunt mașini parcate aiurea. Chiar îmi place, e frumos, e curat, e organizat. Am dat peste canalul Mării, dar este un canal destul de lung, are o lungime de peste 7 km și noi vrem să ajungem pe strada Andrei Șagună, care ar fi cea mai frumoasă stradă din Cluj. Mergem să ne convingem dacă e așa sau dacă nu e așa. Acest canal a fost construit pentru a păstra curățenia orașului și văd acolo în spate niște case foarte mari, niște case tip castele, tip conace. Clădirea asta pare abandonată. Ce zici, iubitule, ne mutăm aici? Da. It's big, look at that. Da. You have your own bridge with a gate. Ai propriul tău pod acolo. Mira a cam obosit, cred că e un pic și de la căldură.
și am dat peste această zonă absolut superbă. Nu știm exact unde suntem, pentru că ne-am plimbat până am ajuns aici și nu văd numele străzii pe nicăieri. Și clădirile de aici sunt absolut superbe. Din greșeală am dat peste un loc instagramabil și uite acolo avem statuia lui Mihai Viteazul. With you I feel like a fighter. Nothing can make me back down. Am găsit strada și am găsit și porumbei. Fericirea Mirei. Ia uitați ce de mai sunt. Asta este canalul și astea sunt clădirile și chiar zici că ești în Veneția. Acum înțeleg de ce toată lumea zice că asta ar fi cea mai frumoasă stradă din Cluj-Napoca. E o zonă foarte fotogenică. Dacă sunteți pasionați de fotografie, neapărat să veniți aici. Am dormit puțin, se vede, nu? Aici pe canapea am dormit, taiga lângă mine, taiga s-a uitat la desene cu Mira și nu cred că mai mergem până la sushi, cred că o să ieșim să mâncăm ceva pe aici prin piața mică. Sta să vorbesc cu ăștia mici, Mira, e cu, nu, mami, eu vreau sushi, ai zis că mâncăm sushi, mergem la sushi, cred că a așteptat sushi-ul toată ziua. A venit mâncarea și din câte vedeți, eu mi-am luat burger din nou, pentru că nu am știut ce să-mi aleg din meniu. Pentru Mira am luat o plăcintă, cottage pie, și Taiga are acolo ceva tare, tare sănătos, un sandwich cu hrean și porc și o salată. Oricum, cartofii de aici îi vom împărți și nu sunt prăjiți. Nu știu exact cum sunt făcuți, dar arată bine. Și mi-am pus și un sos de chili extra, că nu se putea fără. Poftă bună! Hai să vă arăt că pe nota de plată am primit și 3 zâmbete gratuite. Foarte drăguți. Moș Crăciun, Mira! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Moș Crăciun! Merry Christmas! În sfârșit ieșim și noi din casă. Azi a plouat toată dimineața, toată ziua. Ba plouă, ba se oprește, ba plouă, ba se oprește. Așa a ținut-o. Dar nu de asta am stat în casă, ci pentru că eu am stat să editez și am lăsat pe copii să doarmă. Mira s-a trezit foarte târziu. Azi noaptea și căzut din pat, cât am mai stat eu prin sufragerie, am lăsat o singurică să doarmă și am auzit dintr-o dată poc. M-am dus la ea, n-avea nimic. S-a băgat înapoi la somn. Dimineața nici măcar nu-și mai aducea aminte că a căzut din pat. Nu mai știe. A zis, da? Când? Cum? Și acum mergem să mâncăm sushi, pentru că Taiga zice că aici ar fi cel mai bun sushi din țară, cel mai bun sushi din România și vreau să încerc și eu. El a mai fost la acel restaurant și sunt foarte curioasă. Nu aveam cum să venim la Cluj să nu ne oprim să mâncăm sushi. Ne-am îmbrăcat gros, e destul de frig astăzi și Mira din nou m-a pus să-i fac 2 codițe, dar de data asta n-am mai vrut codițe împletite. Ia uită-te la mine, iubita mea! Wow! Trecem pe lângă facultatea de farmacie și în curând ar trebui să dăm peste restaurantul Tokyo. A fost ciudat să pun pe GPS locație Tokyo. Și aseară am visat că plecam cu Taiga în Japonia
Cred că într-un fel mă ofti că nu mergem și noi cu el, dar trebuie să stau să termin cursurile, dacă tot m-am înscris, să duc până la capăt ceea ce am început. Unde e? Ar trebui să fie acum pe dreapta? Ăsta e restaurantul New Croco, de unde ne-am luat pizza și e deschis din 1990. Și mâncarea a fost super bună de acolo, noi ne-am comandat acasă. Unde e? Că ar trebui să fie aici. Și gata, l-am găsit, e pe strada Prof. Marinescu. Am mers un kilometru și un pic. Și acum intrăm. Hai, ce poftă mie și ce foame mie. Hai să ne dezinfectăm mâinile, înainte de toate. Am comandat prima serie și acum mă mai uit puțin pe meniu să văd ce mai comandăm. Cred că mi-e mie un pic prea foame, simt că nu am comandat suficiente. Vreau să mai comandăm și somon picant și mă oftic puțin că am ratat prânzul. Prânzul aici e până la ora 4 și au niște meniuri speciale și aveau spicy caraghedon, care suna bine, cu pui pane, legume prăjite și orez și un sos spicy, dar ne uităm și ne reorientăm. Și să vă arăt că avem o cameră doar pentru noi. Și ușa închisă. Și ușa închisă, da. Și asta este masa noastră, aranjată, frumos. Avem sos de soia și așteptăm să vină mâncarea. E o atmosferă foarte plăcută, am mai adăugat ceva la comandă și ne uităm să vedem ce altceva mai putem adăuga. Nu ne-am comandat ton și parcă aș vrea să încerc și ton de aici. Chiar aș vrea să încerc și ton. Ce foame? Da. Mai reziști un pic? Ce înseamnă? Adică dacă mai poți. Să mănânc? Nu, dacă mai poți să aștepți. Nu. Nu prea. Au sake, fii atent. Got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. Got my heart upon my sleeve, can I hide the way I feel? Katsudon arată fix ca în Japonia. Tempura și sushi. Stați că trebuie să mă duc eu pe partea cealaltă. Ne-am luat doar somon, ce o să împărțim în trei. Bine că ce vedeți aici e doar pentru mine, că taica nu mănâncă somon sau ton sau orice fel de sushi cu avocado. Și sunt cam multe, ce-i drept. Uai, poftă bună! Bună. Te descurci? Hai! Gata, acum ieșim. Bum, mai plouă? Cred că s-a oprit între timp. Ce noroc avem, nu mai plouă. Nu mai plouă. Picură un pic, picură un pic. Dar e ok, putem să ne întoarcem pe jos. Cine zice că nu te poți plimba pe ploaie? E foarte frumos și foarte plăcut. Și surpriză, nu prea sunt oameni care fac asta, așa că ai strada doar pentru tine. Și dacă e să înceapă ploaia mai tare, te poți adăposti, mergi la o cafea, la un ceai, ceva fierbinte. Suntem gata să plecăm să ne luăm la revedere de la acest apartament. Sunt destul de încărcată pentru că n-am mai urcat geamantanul mare până aici. Suntem la etajul 2 și fiind o clădire veche nu avem lift și chiar n-avea sens venim cu geamantanul de 20 ceva de kilograme pentru două nopți. Așa că mi-am luat aici tot ce aveam nevoie, ne-am mutat în pungi mai mici și acum coborâm în mașină, mergem, bem o cafea, mai avem un pic și plecăm din Cluj-Napoca și vă spun sincer că nu vreau să mai plec. Mira are un sandwich, nu este un burger și vă spun sincer că nu ne așteptam să fie atât de mare. Mira zice că nu poate să-l termine, dar mănâncă cât poate. Și acum vine și micul dejun, mulțumim! Omletă! Omletă! Mulțumim!
Ce bine miroase. Miam. Ce foame? Da. Ultimul mic dejun aici în Cluj-Napoca. Și ultimul loc pe care îl vizităm în Cluj-Napoca este Cetățuia. Am parcat mașina la Belvedere și am luat-o pe o potecă. Ne-a spus că trebuie să ajungem să admirăm priveliștea de sus și nu plecăm fără să nu facem asta. Am ținut-o pe potecă, mergem tot înainte și văd că se vede ceva. Cred că aici o să facem dreapta și o să dăm de punctul de unde putem admira orașul de sus. Era cât pe ce să plecăm fără să ne oprim aici. Sunt foarte mulți oameni care vin aici pur și simplu pentru a se relaxa sau pentru a admira priveliștea. Like honey to a bee, I go crazy for the sweet when I'm next to you, girl. Got the kick in every move, and I fought us like a fool for you. Mai avem puțin și ieșim din Cluj-Napoca. Acum ne-am oprit la un OMV pentru a cumpăra snack-uri și ceva de băut. O să avem un drum lung de 4 ore. Următoarea oprire, Brașov. Din nou Brașov, am schimbat puțin traseul pentru că o să fie o săptămână plină de ploi. Vorbeam cu taica mai devreme și spuneam că nu înțelegem de ce ar lăsa cineva Clujul pentru București și noi am lăsat oricând Bucureștiul pentru Cluj. Ba chiar aseară stăteam și căutam apartamente de închiriat și încercam să studiem, să vedem fiecare zonă în parte. Astăzi am dat un tur al orașului pentru a ne face o idee. Ne-am îndrăgostit de acest oraș și ne vedem locuind aici. Nu ne-am simțit ca niște turiști în astea câteva zile, ci ne-am simțit ca niște localnici. Cam asta este concluzia noastră după câteva zile în Cluj-Napoca. Cine știe, poate peste câteva luni o să auziți că ne mutăm la Cluj. Eu v-am pupăcit, vă mulțumesc pentru toate recomandările și ne revedem data viitoare cu un nou vlog. Nu uitați de like, subscribe și un follow pe Instagram dacă n-ați făcut-o deja. Pa!